Continuăm cu decorarea în camera lui Baby. Pentru astăzi voi începe cu colțișorul ăsta și voi începe cu etajera. Vreau să agăț literele astea, uite, aici, cu niște sforecică. Și am să o las așa, iar în colț de tot voi pune nebuniile astea, decorațiunile astea. Hai să vedem ce ne iese. Prima și prima oară scoatem din pungulițe literele și la fiecare literă o să pun câte o bucată de fune din asta de ratan și o agăț acolo. Gata, am pus literele aici pe post de, nu știu, carusel la un moment dat și pe post să arate drăguț, cel puțin mie îmi place. Și apropo, ca să stabilizez funiuța acolo, am folosit puțin pistolul cu silicon. Am atașat cel puțin, uite, aici la nu, ca să stea ața aia bine agățată și momentan arată destul de drăguț, nu-i așa? Acum hai să ne ocupăm să decorăm puțin aici situația, cel puțin în partea de jos. Un colțișor, o să pun cutiuța asta, vedeți, e gri așa, se sortează cu biluțele de la etajeră și în cutiuță voi pune eu ce voi folosi mai des, crema pentru Pampers, parfumelul și o să mai adaug aici ce mai am eu nevoie când folosesc zona asta, iar lângă voi pune această veoză care va sta practic aprinsă nopțile, care arată destul de drăguțel acolo. Bun, acum pe etajeră voi folosi coșulețul ăsta în care tot așa voi pune chestii de care am eu nevoie pe aici prin camera lui Baby, precum, eu știu, de exemplu, foarfeca aceea. Bun, și ca să închid capitolul cu etajera, că până la urmă m-am hotărât, am pus un mic tabloaj cu ecografia lui Baby. De fapt, sunt mai multe ecografii acolo, numai că principala care se vede e asta cu fățișoara lui și favorita mea de altfel. Deci, concluzionat, este colțișorul gata. Urmează să punem acolo chestiile de îngrijire și ăsta e gata. Trecem mai departe. Hai la etajere. Cât despre astea două etajere, pur și simplu aici am pus un domn elefant și cărticica lui Baby pe care va trebui să o umplem cu poze și informații când se va naște. Iar acolo am pus decât pe ursulilă ăsta Maro, pentru că în partea aia de obicei îmi pun eu telefonul seara când mă culc, așa că partea aia va rămâne momentan liberă, neavând noptieră în jur pe aici. Am zis că etajera aia va fi perfectă pentru a pune telefonul noaptea când mă culc, nu stă aproape de capul meu, deci e bine acolo sus. Așa că astea două etajere cam așa arată momentan. Am mai făcut o modificare mică aici la cuieraș, am pus sacul de dormit. În general, cred că sacul de dormit va rămâne acolo pe umeraj, fie că e ăsta, fie că e altul pe care îl mai avem. Va sta acolo să-mi fie mie la îndemână, nu va sta în pătuț. Îl lăsăm la cuieraș acolo sau când îi facem băiță îi punem și prosopelul acolo. Dar momentan am pus, se vede destul de drăguț, sacul de dormit. Și asta fiind spuse, ne vedem data viitoare în următorul clip cu pătuțul!